E bine știut în toată România că modelul de teatru, în orice caz, ca edificiu, este teatru din Iași. Este incontestabil. Există o tendință în România de a face săli de spectacole moderne, aproape că e un fel de succes, dacă vreți, pentru unii dintre cei care conduc teatru în România, să modernizeze. A modernizat teatru, mi se pare deja o doză de impietate. Ce înseamnă asta? Sigur, ne trebuie scule moderne, tehnologie, e adevărat. Dar teatru trebuie să fie vechi, nu nou. Teatrul e artă atât de veche, încât așa trebuie să rămână. Așa are valoare. Și are valoare și prin edificiu, prin spațiu care îți impune. Îți cere să te îmbraci altfel, să vorbești altfel, să gândești altfel. Plin de invidie ca actor, că aveți așa ceva, că jucați colegii care joacă în fiecare seară în spațiul ăsta. La București nu există un asemenea spațiu. Sau atât de frumos. Sunt încercări minore, dar așa ceva nu. Din păcate, mai zic un lucru și poate iarăși fac o gafă, dar nu pot să mă abțin. Noi nu avem un teatru național, cu adevărat, la București. Deci nu avem. Aici trebuie să existe în pereții ăștia memoria teatrală a generațiilor. Dacă nu, n-ai dreptul să fii teatru național. Decât dacă, în jurul tău, este istorie. Din păcate, suntem datori cu un teatru național și la București. Atât am vrut să spun și nu vreau să vă spun prea mult. Sigur, ca primar al Iașiului, dați-mi voie să-i spun bun venit acasă, domnul ministru al culturii. Și mă bucur foarte mult că este un om al scenei, un om al culturii, un om al artei. Sigur că nu-i va fi ușor în această postură, mai ușor pe dumnealui în postura de actor. Cea de ministru trebuie să vezi cum faci cu nevoia. Nevoia în România este foarte mare. E nevoie, în primul rând, de a reface toate monumentele istorice, e nevoie de a finanța cultura, sigur, e nevoie de a găsi soluții pentru acest lucru. Cultura, spunea Nicolae Iorga, că este chemarea omului spre frumos, spre adevăr și spre bine. Și avea mare dreptate, pentru că mă uit în clipa de față aici, sub această cupolă a Teatrului Național, acest simbol al Iașului și a Moldovei și cred că a românilor, putem avea idei diferite, putem avea păreri diferite, dar avem un singur simbol. Simbolul acesta e al culturii. Simbolul acesta este al frumosului. Iar faptul că acest frumos a fost realizat, înseamnă că oamenii și-au gândit ce e bine de făcut pentru cultură. Și faptul că au făcut bine, trebuie să-i pomenim și să-i ajutăm să facă în continuare. Spuneam mai devreme că frumosul, adevărul și bine trebuie să fie o chitesență a vieții fiecare dintre noi. Și spuneam mai devreme, maestrul Mircea Deaconu, ministrul culturii de acum, că unii în viața lor au început să fie figuranți și așa mai departe. Până au ajuns actori principali, au fost figuranți mulți. Până au ajuns politicieni, sunt încă figuranți foarte mulți. Din păcate, avem parte de prea mulți figuranți, mai puțin de oameni care să-și îmbrace rolul principal. Îmi doresc foarte mult ca acest rol principal să fie îmbrăcat de cei care au această responsabilitate și să învețe din ceea ce au trecut prin viață. Asta de figurant, începător și așa mai departe, până a ajuns într-adevăr să fie o vedetă. Eu așa îmi călăuzesc proiectele și mă bucură foarte mult că, deși trec foarte mulți ani de când să văd lucruri importante, ele apar să se vadă. Teatrul Național a început într-adevăr cu multă trudă. Vedem partea de frumos. Dar ce ar fi să povestim de partea de consolidare? Ce ar fi să vorbim de pânza freatică de sub teatru? În an de zile care punea acest obiectiv în pericol. Alea au fost lucrări care nu s-au văzut și o să vă niciodată. Pentru a nu se pot obține aplauze. Dar acel lucru a stat efort enorm de mare. Și au fost generații care s-au străduit ca în zona aceasta să coboare pânza freatică și să consolideze această clădire. Aceia sunt niște ingineri deosebiți și oameni într-adevăr deosebiți. Păcat nu sunt aici ca să îi putem aplauda și să putem mulțumi. Sunt aici, fac bine. Ale meu, domnule inginer, este aici. Sunt aici.
restaurare când e tare, e dificilă, dar e cea care îmbra cu frumos. Și sigur că Teatrul Național și Muzeul Unirii ne arată dimensiunea profesională a celor care sunt în dreapta mea, constructorii, Tiraj Sicorn, domnul Victor Sinescu și cu ajutorul domnului Sarș, pe care vă rog să aplaudați. Cei care au avut tot timpul grijă de acest simbol al Iașului. Eu le mulțumesc foarte mult și cred că dacă vom începe să învățăm un lucru, că politicieni sunt mulți, dar binele este unul singur, și pentru că acel bine unul singur să fie făcut, trebuie să contribuim cu toții. Și poate să avem cea mai departe, să ne unim cu toții în proiectele importante ale Iașului, indiferent cine e la guvernare, la putere locală sau la putere națională, dar să dăm mâna ca aceste simboluri ale noastre, ale Iașului, să fie bine conturate și să fie bine puse în valoare. Vă mulțumesc foarte mult și urez succes pentru celor care vor evolua pe această scenă, iar nouă ieșenilor să fim mândri de această pierdă pe care o avem.